Binecuvântat să fie Dumnezeu! Vă invit să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu. Vreau să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la pagina 410, de unde aș vrea să citesc din 2 Împărați, capitolul 18, aș vrea să citesc primele 8 versete. În al treilea an al lui Iosia, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărmat stâlpele idolești, a tăiat astarteile și a sfărmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul și nu s-a abătut de la el și a păzut poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ceea ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să... Am ales în seara aceasta să vorbesc despre Ezechia, pentru că săptămâna aceasta am citit din cartea aceasta, 2 Împărați, am citit despre împăratul lui Israel, Ezechia, și m-am gândit că ar fi bine să aduc câteva gânduri din textul acesta. Câteva gânduri legate despre omul acesta, în care Biblia ne-l prezintă ca unul dintre cei mai buni împărați pe care i-a avut Iuda. În versetele pe care le-am citit, mi se spune că el n-a fost niciunul înainte de el și nici după el în regatul lui Iuda. David a fost împărat peste tot Israel, peste cele 12 seminții, de aceea nu este menționat aici. Ezechia a fost împărat peste Iuda. De când s-au despărțit semințiile, Biblia spune că peste Iuda n-a fost niciun împărat mai bun ca Ezechia. El este al 13-lea împărat de la David, de când s-au despărțit semințiile. Așa cum am citit, a ajuns împărat la 25 de ani, a domnit 29 de ani, a ajuns împărat în al 6-lea an de când s-a despărțit regatul de nord. După 6 ani, când era el împărat, regatul de nord a fost dus în robie de împăratul Siriei și n-a mai fost regat de nord, n-a mai fost Israel. Regatul de sud, Iuda, așa cum este numit în Scriptură, a rămas singur sub domnia lui Ezechia. Cuvântul lui Dumnezeu l-a descris în seara aceasta și am uitat în Scriptură, Dumnezeu îi alocă foarte mult, avem foarte mult material, foarte mult se vorbește în Scriptură despre Ezechia. M-am uitat așa peste Scriptură și am văzut că 3 capitole găsim scris despre el în 2 Împărați, 4 capitole sunt alocate în 2 Cronici și 4 capitole în cartea lui Isaia vorbesc despre împăratul acesta. Împărat care spune Scriptura că a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. El a domnit în anul, a început să domnească aproximativ în anul 729 înainte de Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum am spus, el a făcut ce este bun înaintea lui Dumnezeu. Dacă ați observat în citirea Scripturii, atunci când am citit despre împărații care sunt prezentați, Dumnezeu face o clasificare simplă, nu greoaie, nu greu de înțeles. A fost bun sau a fost rău? Același lucru ne-a învățat și Domnul Iisus Hristos. Despre fiecare dintre noi, în ziua judecății, se va spune a fost bun sau a fost rău? A slujit pe Dumnezeu sau nu a slujit pe Dumnezeu? A fost dintre oi sau capre? Este simplu. Scriptura este foarte simplă în direcția aceasta. De multe ori noi încurcăm lucrurile. Aș vrea ca în seara aceasta să învățăm ceva de la omul acesta care a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. A fost un om care
în mod deosebit, pe lângă alte lucruri frumoase pe care le-a făcut el, atunci când s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, Scriptura ne menționează că a fost un om care a avut rugăciunile ascultate și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Ezechia, secretul rugăciunilor ascultate. Vreau să observăm câteva lucruri simple, pentru că este seară, am gândit la câteva, trei lucruri simple care să le evidențiem din viața acestui om, care cred că ne pot fi de folos, mai ales în vremea aceasta care o trăim, pentru că ne rugăm probabil mai mult, zic eu, în vremea aceasta, pentru că, așa cum vom vedea și la Ezechia, atunci când necazul vine peste om, se roagă mai mult. Când totul merge bine, asta e tendința umană, n-ar trebui să fie așa, dar așa este. Experiența de viață asta ne învață. Când ne merge bine, ne rugăm mai puțin, ne interesează mai puțin lucrurile spirituale, mai puțin îl căutăm pe Dumnezeu, mai puțin citim din Biblie, facem lucrurile acestea care îi sunt plăcute lui Dumnezeu. Când vin necazurile peste om, când vin strâmtorările, când omul este strâns, el atunci caută pe Dumnezeu. Spuneam altă dată că de obicei îngrijorarea sau necazul ori aduce teamă care te împinge ori să te rogi, ori la disperare. Mă rog în seara aceasta ca dacă este cineva care este îngrijorat sau care este în vremea aceasta frământat de gânduri sau care are probleme, îngrijorarea aceasta să-l împingă spre rugăciune. Pentru că Dumnezeul care l-a ascultat pe Ezechia este același Dumnezeu care ne ascultă și pe noi. Este același Dumnezeu care este prezent în seara aceasta, aici, în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. Ne închinăm în aceluiași Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu, aș vrea să vă încurajez în seara aceasta, pentru că am observat și de dimineață, a fost un mesaj tot de încurajare și m-am uitat și la cântările care s-au cântat, Duhul Sfânt, perioada aceasta, cred că se ocupă de inimile multora dintre noi care sunt preocupate sau îngrijorate sau pline de teamă. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să mângă inimile și să ne dea curaj, ca Dumnezeu să ne întărească, pentru că noi slujim unui Dumnezeu viu, slăvit să-i fie numele. Se spunea de la timpul de rugăciune că sunt neamurile și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu își fac tot felul de dumnezei, făcuți de mâini omenești, care n-au urechi, care au urechi, dar n-aud, care au ochi, dar nu văd. Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu adevărat, slăvit să-i fie numele. El este Cel care cunoaște toate lucrurile. El cunoaște trecutul, cunoaște prezentul și cunoaște și viitorul, slăvit să-i fie numele Lui. Așa că nu trebuie să fim îngrijorați. Dumnezeu să mângă și să întărească orice inimă. Dumnezeu să facă să crească în noi nădejdea aceasta, în fiecare zi trăim cu ea și nădejdea aceasta care spune Scriptura, așteptăm să vie, nădejdea aceasta la care am fost chemați, că noi vom fi răscumpărați din lumea aceasta și vom trăi veșnic cu Dumnezeu, slăvit să fie numele, amin. Câteva lucruri din spiritualitatea lui Ezechia le-am văzut enumerate în versetele acestea, doar aș vrea așa pe scurs să le enumer, a fost plăcut lui Dumnezeu, a îndepărtat idolii din țară și a pus încrederea în Domnul, s-a alipit de Domnul, a păzit poruncele, Dumnezeu a fost cu Ezechia. După ce prezintă toate calitățile acestea, atât de frumos încoronează versetele acestea, versetul 7 care îi spune și Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. Lucrul acesta confirmă încă o dată că noi ca oameni ne facem partea noastră, Dumnezeu întotdeauna își face partea Lui, slăvit să fie El. Dumnezeu nu rămâne dator, frați și surori, nimănui. Același lucru s-a auzit și de dimineață din locul acesta și același lucru le auzim și în seara aceasta. Trebuie să ne facem partea noastră și Dumnezeu va face partea Lui. Versetul 7 spune, și Domnul a fost cu Ezechia. Un verset frumos tare. Apoi, unele din proverbele pe care sunt scrise, care au fost spuse de Solomon și n-au fost scrise, au fost culese de oamenii lui Ezechia și puse în proverbe. Asta ne învață că Ezechia l-a interesat foarte mult cuvântul relevat al lui Dumnezeu. Și el a pus oameni, a pus logofeți, a pus ca să caute prin popor proverbele care au fost spuse de Solomon, au fost strânse și în proverbe veți găsi scrise sau culese de oamenii lui Ezechia. Asta ne spune că omul acesta a fost interesat de cuvântul lui Dumnezeu și asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Asta l-a făcut ca să fie plăcut lui Dumnezeu. Primul lucru care aș vrea să-l vedem la Ezechia și spuneam că Ezechia a fost un om care a avut rugăciunile
ascultate. S-a rugat cel puțin de două ori, sunt menționate în Scriptură două crize care a venit peste viața lui, odată când a venit Sanherib să nimicească Iuda și altă dată când el s-a îmbolnăvit și a avut boala aceea incurabilă. De două ori s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și vedem că de două ori primește răspuns din partea lui Dumnezeu. Ar vrea să vedem lucrurile pe care le-a făcut Ezechia. Primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în seara aceasta este a deschis templul și a făcut curat în templu. Primul lucru pe care îl facem și îl menționează Scriptura, vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 2 Cronici, capitolul 29 și aș vrea să citesc versetul 3. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit. Și apoi continuă toată povestirea aceasta, cum a spus preoților și leviților să se sfințească și să pună lucrurile în rânduială. Imaginați-vă că poporul Israel a fost chemat de Dumnezeu să îl reprezinte între neamuri. Poporul Israel avea legea, poporul Israel știa toate lucrurile care trebuiau să le facă în așa fel încât să-l reprezinte pe Dumnezeu între oameni, aveau templul și templul era închis. Vreau să vă întreb în seara aceasta, dacă templul era închis, se mai înalțau rugăciuni în templu? Mai veneau oameni la templu să se închine? Nu. Nu se mai auzeau rugăciuni în templu, nu se mai aduceau jertfe la templu, nu se mai cântau cântări de laudă în templu. Spune Scriptura că s-a stins și candelele care trebuiau să steau totdeauna focul să fie aprins în ele, spune Scriptura că și acele s-au stins. Ezechia este fiul lui Ahaz. Ahaz a fost un împărat foarte rău. Spune Scriptura, pentru că a fost nimicit de împăratul Siriei, din pricina aceasta spune că el a închis templul, a distrus uneltele din templu, așa spune Scriptura, a distrus uneltele din templu, a luat uneltele de acolo și tot ce era de acolo și le-a nimicit. Și l-a spus, dacă dumnezeii lui sirienilor le-au făcut să mă biruie și le-au dat putere și au fost cu ei în război, asta înseamnă că Dumnezeu e cel mai bun. Și spune că în toate colțurile din Israel au ridicat altare ca izraeliții, iudeii, să se închine acestui Dumnezeu. Și a trecut fiii prin foc, spune Scriptura, Ahaz. A fost un împărat deosebit de rău. M-am uitat la omul acesta și cu toate că a avut parte de un tată foarte rău, un tată care nu l-a iubit pe Dumnezeu, un tată care a închis ușile la biserică. Imaginați-vă că probabil au venit oameni la templu și veneau oameni la templu și când veneau la templu găseau ușile închise. Ce fel de împărat a fost acesta? Imaginați-vă că să vină copiii noștri la biserică într-o zi și să găsească ușile bisericii închise. Să spunem, dacă Dumnezeu nu a dat biruință sau nu a lucrat cum am vrut noi și cum ne-am rugat noi, noi ne-am rugat pentru un lucru, Dumnezeu nu a făcut cum am spus noi, asta nu e Dumnezeu adevărat și să închizi ușile. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dar oare toate celelalte lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu? Nu le știa Ahaz, nu le știa poporul? Ba da. Spune Scriptura că a deschis templul, a deschis ușile templului în primul an, în prima lună când a venit împărat. El a spus, primul lucru care vreau să-l fac, eu deschid înapoi templul. Spune că a spus preoților și leviților, sfințiți-vă, intrați în templu și curățeni în templu. 16 zile, spune Scriptura, că au făcut curat în templu, aproape 3 săptămâni, au lucrat oamenii aceștia să facă curat în templu. Imaginați-vă ce era acolo. Asta tare mult i-a plăcut lui Dumnezeu. De asta spune Scriptura că Ezechia a fost un om care i-a plăcut lui Dumnezeu. A făcut curat în templu, a scos tot ce era acolo, a pus poporul să prăznuiască din nou Paștele și în 2 Cronici, capitolul 30, ultimul verset spune că preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Frumos verset, nu-i așa? Ne dorim în seara aceasta, ne-am rugat înaintea Domnului și ne dorim ca rugăciunile noastre să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Amin? Ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Însă,
Acum trecem de la Ezechia și de la templul din Ierusalim la noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noul legământ, templul Duhului Sfânt, cine este? Spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, versetul 16 și 17, spune că noi suntem templul Duhului Sfânt. Amin? Noi suntem templul Duhului Sfânt. Și aș vrea să te întreb în seara aceasta, cum este templul tău? Ai porțile încuiate? Și dacă vreți să facem o asemănare sau un paragon între templul de atunci și templul care suntem noi, știți cum putem închide porțile templului nostru? Putem să stăm cu inima împietrită înaintea lui Dumnezeu. Poți să vii în casa lui Dumnezeu și să nu lași cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimă. Poți să vii în casa lui Dumnezeu și să nu te rogi. Poți să vii în casa lui Dumnezeu și să nu-ți pese de lucrarea lui Dumnezeu. Poți să vii în casa lui Dumnezeu, cum se vorbea de dimineață, și să nu trăiești în fiecare zi cu Hristos. Să vii aici, mâna doar de obișnuință. Ar vrea să te întreb în seara aceasta, înaintea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu răspunde rugăciunilor atunci când templul este cu ușile deschise, când este curat în templu, te întreb în seara aceasta, cum este inima ta? Vreau să ne cercetăm înaintea Domnului. Am spus că vremea aceasta este o vreme când ne rugăm mai mult înaintea Domnului și când ridicăm rugăciuni mai multe pentru vremurile care vin, pentru generația care vine după noi, pentru locurile noastre de muncă, pentru toate lucrurile care se întâmplă în vremea aceasta împrejurul nostru, ne rugăm mai mult. Vreau să vă întreb în seara aceasta, cum este templul? Cum este inima? Oricât de mult ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu, frați și surori, dacă în inima noastră este răutate, dacă în inima noastră este păcat, rugăciunile noastre nu trec mai încolo de tavan. Rugăciunile noastre nu sunt ascultate. Spunea psalmistul, dacă aș fi cugetat, dacă aș fi cugetat lucruri rele în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Noi de multe ori punem accent doar pe fapte. N-am făcut. Dar întreb la nivelul gândului, cum stăm? La nivelul cugetului, cum stăm? Psalmul 139 care s-a citit, nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și? Cunoști, îl știi. Știe Domnul gândurile cu care am venit în seara aceasta la adunare? Știe. Știe Domnul ce gândesc în momentele acestea? Știe. Știe Domnul ce gândesc când sunt la locul de muncă? Știe Domnul. Când sunt acasă, știe Domnul. O, Doamne, ajută-ne ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Când templul nostru e curat, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Când templul nostru e închis, spunea evrei, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Ce s-a întâmplat acolo la ziua răzvrătirii? Era momentul când poporul trebuia să treacă dincolo. Și din cauza veștilor care au fost aduse de iscoade, cele 10 iscoade, poporul a început să cârtească și să n-aibă încredere în Dumnezeu. Și asta tare mult l-a durut pe Dumnezeu și l-a întristat. Te întreb în seara aceasta, mai ai tu încredere în Dumnezeu? Mai crezi cuvântul lui Dumnezeu? Mai trăim noi prin credință, frați și surori? Spune Scriptura că și Domnul Iisus Hristos a făcut multe rugăciuni. Vorbeam de Ezechia, un om care s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Și Domnul Iisus, spune Scriptura, Evrei 5, capitolul 7, că a făcut multe rugăciuni. Și spune că a fost ascultat din pricina evlaviei lui. El n-a fost ascultat fiindcă a fost Fiul lui Dumnezeu. N-a fost ascultat pentru că între el și Dumnezeu era o relație de tată, fiu și din pricina evlaviei. Ori noi trebuie să ne calificăm înaintea lui Dumnezeu făcând același lucru ca și Domnul Iisus, din pricina evlaviei. Când ne rugăm, Dumnezeu întotdeauna privește aici, la inimă. Nu contează ce spunem, nu contează faptele noastre. Ascultați-mă bine, nu contează faptele. Fariseii făceau fapte mult mai mult ca noi. Ne întreceau mult. Niciunul cred că nu este de aici care postește de două ori pe săptămână. Este cineva care postește de două ori pe săptămână aici, să ridice o mână sus.
Oamenii aceștia făceau. Este cineva care dă zecioală din orice lucru care îl are? Din orice lucru care îl are? Nu. Ascultați-mă. Oamenii făceau multe lucruri, oamenii aceștia făceau multe lucruri, multe fapte. Problema era aici. Aici se uită întotdeauna întâi Dumnezeu. Și de aceea erau neplăcuți înaintea lui Dumnezeu, pentru că disprețuiau, pentru că aveau atâtea și atâtea și atâtea în inimă, și Dumnezeu întotdeauna se uită în inimă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta: vrei ca rugăciunile tale să fie ascultate? Fă curant în templu, pune-ți templul în orânduială. Fă în așa fel încât Duhul Sfânt să intre în templu și să locuiască acolo. Fă ca Duhul Sfânt să se simtă bine când intră în templu. Unde este păcat, nu intră Duhul Sfânt. Unde este păcat, nu stă Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, să ne ajute să facem curat în templu. Să facem ca noi, inima noastră, să fie templul Duhului Sfânt și să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să-l învățăm în seara aceasta de la Ezechia este: și-a pus încrederea totală în Dumnezeu. Era o, parcă absurd, ascultați, absurd ce făcuse Ezechia. Era o minoritate. Nici măcar nu erau 12 seminții, erau doar 2 seminții. Și în momentul când a venit cea mai puternică armată, care era pe vremea aceea a Imperiului Asirian, când a venit Sanherib la el, el n-a spus imediat a capitulat. El nu s-a dat bătut imediat. Tatăl său, spunea Ahaz, a lăsat un dezastru. O armată la pământ. Spune Scriptura că a fost un conflict între Iuda și Israel, între cele două seminții și între celelalte 10 seminții, și în urma acestui conflict, Iuda a pierdut 120.000 de soldați. Din punct de vedere al armatei, Ahaz nu i-a lăsat nimic lui Ezechia. Nu i-a lăsat aproape nimic, nimic în care Ezechia să poată moșteni și să poată... El era o minoritate înaintea asirienilor și vine asirienii cu scrisoarea aceea prin Rabșache. Și nu numai atât. Uitați-vă la bătaia de joc care a adus-o Rabșache atunci când a venit cu scrisoarea aceea. A spus: ascultă, imaginați-vă cât armată avea Ezechia. Dacă îți dau 2000 de cai, tu ai călăreți pentru ei? Ascultați bătaie de joc a satanei. Dacă îți dau 2000 de cai, tu ai călăreți să pui pe ei să te bați cu mine? Auzi, nu numai că îți permit să te bați cu mine, dar îți dau eu cai dacă... Și Ezechia nu s-a uitat la amenințările acestea. Nu s-a uitat la toate lucrurile acestea care au venit. Și Ezechia, spune Scriptura, că și-a pus nădejdea în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. O luat scrisoarea aceea și s-a dus înaintea lui Dumnezeu. O plâns înaintea lui Dumnezeu și o adus scrisoarea aceea și a spus: Doamne, este adevărat. Oamenii aceștia sunt foarte puternici. Armata aceasta e foarte puternică. O bătut tot în stânga și în dreapta. Toți dumnezeii celorlalte popoare le-au pus pe foc. E o armată foarte puternică și eu am o putere foarte mică. Dar Tu, Doamne, ești atot puternic, slăvit să-Ți fie numele. Și-a venit cu scrisoarea aceea înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu atât de mult a iubit lucrurile acestea. Uitați-vă la răspunsul care i-a dat Dumnezeu, și în momentul când Dumnezeu i-a dat răspunsul, cu cât curaj, cu cât curaj vine Ezechia, capitolul 32, începând cu versetul 5. Ascultați cum vine Ezechia după ce stă înaintea lui Dumnezeu, după ce stă de vorbă cu Dumnezeu, după ce el a venit cu scrisoarea aceea în templu și când a primit răspunsul de Dumnezeu. Când el și-a pus încrederea totală în Dumnezeu, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu: Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era străcat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo, cetatea lui David, și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A pus căpetenii de război peste popor și i-a adunat la el pe locul deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii, a zis: întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Auzi ce vedea Ezechia? Puteai să spui: Ezechia, tu nu ești normal. Versetul 8. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele Ezechia și împăratul Ezechia, împăratul lui Iuda. Amin. Ascultați un om care și-a pus încredere totală în Dumnezeu?
Acum eu aș vrea să vă întreb. Când vine Sanheribul lumii acesteia, pentru că vine, la fiecare dintre noi vine, și a venit de multe ori și vine de multe ori la mintea noastră, cu tot felul de scrisori, cu tot felul de gânduri, cu tot felul de amenințări. Eu vreau să vă întreb în seara aceasta, aveți încredere în Dumnezeu? Aveți sau nu aveți încredere în Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul! Spunea Ieremia în plângeri, ceea ce mă face să trag nădejde este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Și credincioșia Lui este atât de mare. Credincioșia Lui Dumnezeu rămâne de neschimbat. Noi oamenii ne schimbăm, lumea se schimbă, legile se schimbă, totul se schimbă în jurul nostru. Cel ce nu se schimbă niciodată este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și dacă El a făcut o promisiune, El o va împlini. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, încrederea noastră trebuie să fie totală pusă în Dumnezeu. Ezechia și-a pus încrederea în Dumnezeu. A spus, eu nu mă uit nici la scrisoare, nu mă uit nici la armată, nu o sta de vorbă nici să socotească câți soldați are Sanherib, câți are el, câți la mie ar trebui să se bată, cum ar trebui. El nu și-a făcut prea multe planuri de război, pentru că din punct de vedere uman, nici n-avea ce face. Dar el a spus, eu n-am armată, dar am pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și eu știu cum lucrează Dumnezeu atunci când îți pui încredere în El. Eu știu că ceea ce este anormal pentru unii, pentru Dumnezeu, este lucru normal. Indiferent care sunt problemele sau necazurile care vin peste noi, întotdeauna ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ne rugăm mult pentru bolnavi, ne rugăm pentru sora Marinica, ne rugăm pentru... Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Ați auzit mărturia care a spus-o fratele Marius duminica trecută? Doctorul a spus, nu se poate. Și Dumnezeu a spus, ba da, se poate. Și sunt multe și multe mărturii între noi. Bine ar fi din când în când să ne mai povestim între noi, pentru că ne întărim în credință. Asta făcea și poporul Israel. Povestea copiilor, povestea între ei, minunile care le-a făcut Dumnezeu cu ei. În felul acesta își măreau credința. N-ar trebui să uităm lucrurile și minunile care le-a făcut Dumnezeu cu noi, pentru că s-ar putea încetul cu încetul, uitând lucrurile acestea, uitând minunile lui Dumnezeu, uitând ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, să uităm încet, încet de Dumnezeu și de puterea cu care lucrează Dumnezeu. Ezechia și-a pus încredere în Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat o mare biruință, slăvit să fie numele Lui. Să nu te dai bătut niciodată. Întotdeauna să alergi înaintea lui Dumnezeu. Cu orice scrisoare ți-ar veni, orice veste ți-ar veni, orice problemă ar veni peste tine, întotdeauna ia-o și du-o înaintea lui Dumnezeu. Spui, Doamne, vreau ca ultimul cuvânt să-l ai Tu, Doamne. Și dacă Tu nu vrei să rezolvi problema aceasta și dacă Tu vrei să trec prin încercarea aceasta, dar vreau să știu că e voia Ta, Doamne, să trec pe aici. Vreau să știu, Doamne, că cuvântul Tău este pentru mine să trec pe acolo. Și când Dumnezeu îți spune că trebuie să treci pe acolo, frați și surori, întotdeauna vom fi plini de pace și de liniște. Pentru că știm că e voia Domnului și pentru că știm că prin orice încercare, când trecem și voia lui Dumnezeu, avem asistență din partea Lui. El este cu noi în încercări și în nevoi. Psalmul 46 spune că El nu lipsește niciodată în nevoi, cu noi acolo, în necaz și în nevoi. Cum a fost cu cei trei tineri în cuptor, va fi și cu noi. Dacă El e voia Lui să ajungem în cuptor, El este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Nădejdea în Domnul. Spunea Scriptura că noi nu ne-am pus în nădejdea în Dumnezeu, în Hristos, doar pentru viața aceasta. Dacă am făcut lucrul acesta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Auzi, cel mai nenorocit. Nădejdea noastră ne-am pus-o în Hristos pentru viața viitoare. Așteptăm să vină. Așteptăm să ajungem acasă. Așteptăm să ne... strigarea care spune Scriptura că o vom auzi într-o zi. Și chiar dacă nu vom auzi și vom muri, vom adormi, cum spune Scriptura, până va veni El, El ne va învia din morți, asta e nădejdea noastră, că El ne va învia din morți, slăvit să fie numele Lui. Și ne vom întâlni cu toți cei dragi acolo sus, îl vom vedea față în față, spune Scriptura. Asta e nădejdea noastră, cu asta trebuie să ne hrănim sufletele, ochii sus, gata cu văicăratul, gata cu plânsul, ochii sus spre ceruri, asta vrea Dumnezeu. Îmi ridic ochii spre munți, spunea psalmistul. De unde îmi vine izbăvirea? De unde? De la Domnul care a făcut cerul și pământul.
Asta trebuie să învățăm în seara aceasta de la Ezechia. Un om fără armată, un om fără putere, un om și cu economia la pământ, pentru că a încercat el cumva la început să dea aurul din templu și să facă cumva un pact între el și Sanherib, dar nu i-au fost de ajuns, pentru că niciodată Satana nu se mulțumește. Niciodată. El vrea totul. Fără economie, fără armată, fără... Dar a biruit pentru că și-a pus încredere în Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și al treilea lucru pe care l-a făcut Ezechia și care vreau să învățăm în seara aceasta, a trăit într-o viață de smerenie. Da, îmi veți spune, și Cornilescu chiar a pus titlul, după ce a fost vindecat, despre futulia lui Ezechia. Da, este adevărat că a avut o alunecare. Să știți că Dumnezeu întotdeauna, Dumnezeu nu ne judecă după alunecările din viața noastră. Dacă Dumnezeu ne-ar judeca după alunecările sau după accidentele din viața noastră sau după lucrurile sau păcatele în care am căzut fără premeditare, nimeni n-ar trebui să fie în seara aceasta aici. Întotdeauna Dumnezeu ne judecă după viața trăită. Dacă, așa cum s-a întâmplat la Ezechia, a avut un moment când s-a fudulit, s-a mândrit cu ceea ce a făcut și în loc să scoate în evidență pe Dumnezeu care l-a vindecat și în loc să spună împăratului Babilonului, da, Dumnezeu m-a vindecat și nu prin puterea mea și nu că au fost medici buni în Iuda și nu pentru că am avut aur sau pentru că s-a întâmplat altceva, pentru că am știut, ce știu, anumite rețete sau secrete, ci Dumnezeu m-a vindecat. L-a întristat pe Dumnezeu lucrul acesta, dar găsim acolo că Ezechia s-a smerit după lucrul acesta. S-o smeri și s-o pocăi de lucrul acesta. Spuneam că Ezechia a avut o viață de smerenie pentru că atunci când a venit scrisoarea aceea, el o aduce înainte lui Dumnezeu. Nu-l vedem să-și pună nădejde în armată, nu-l vedem să-și ia oameni, nu-l vedem să stea de vorbă la sfat cu bătrânii. El recunoaște toate lucrurile acestea, își recunoaște puterea, este sincer înaintea lui Dumnezeu și apelează la ajutorul lui Dumnezeu. Față de alți împărați care au fost înaintea lui, care au fost mândri, care n-au apelat la bunătatea lui Dumnezeu, care n-au trăit în dependență de Dumnezeu, care au avut mult de suferit, care l-au înlăturat pe Dumnezeu și au adus alți Dumnezei, pentru că au spus ei sunt mai buni ăștia decât a nostru. Ezechia a trăit într-o dependență de Dumnezeu și într-o smerenie de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a spus, a fost un om, un împărat bun, un împărat care i-a plăcut lui Dumnezeu. Apoi un alt lucru pe care îl vedem la Ezechia în momentul când s-a îmbolnăvit, vedem că vine prorocul și spune, era în floarea vârstei, imaginați-vă că avea 39 de ani. Imediat după întâmplarea aceea, când Dumnezeu a dat marea biruință, cei care, eu vă vorbesc în seara aceasta așa, pentru că consider că mare parte a citit istoria lui Ezechia și știți cum Dumnezeu a dat biruință, cum a trimis un înger, a omorât cei 185.000 de soldați într-o noapte, cum s-a întors împăratul Asiriei înapoi, acasă, în templul, când aducea jertfe Dumnezeului său, acolo în templu a fost omorât chiar de fiii săi. Asta a fost sentința care a dat Dumnezeu. Momentul când vine, după toate întâmplările acestea, când era pe culmea gloriei, am putea să spunem, vine vestea aceasta din partea lui Isaia și spune Ezechia, puneți casa în rânduială, vei muri și nu vei mai trăi. Vedem pe Ezechia că se întoarce cu fața la perete și începe să se roage cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Camera în care regală, în care trăiau împărații de atunci, nu era cum sunt camerele noastre, 4x4 sau 4x3. În camera aceea regală era foarte mare, erau tot felul de slujitori care slujeau acolo, erau tot felul de oameni care aveau grijă de împărat. Ceea ce mă face să cred că Ezechia a trăit o viață de smerenie și când s-a apropiat de Dumnezeu, întotdeauna era un om smerit, spune Scriptura că s-a întors cu fața la perete. El a spus, vreau să fiu numai eu cu Dumnezeu în momentele acestea. Vreau să-mi întorc privirile de la mișcare, de la activitate, de la oamenii care sunt. Eu vreau acum să stau eu de vorbă cu Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne învețe pe fiecare dintre noi. Când vrem să stăm de vorbă cu Dumnezeu în intimitate, întotdeauna ar trebui, de aceea spunem noi că închidem ochii la rugăciune. În momentul când te rogi înaintea lui Dumnezeu, când stai înaintea lui Dumnezeu și te rogi, n-ai cum să stai cu ochii deschiși, să vezi cine intră, cine iese, ce poșetă și-a mai cumpărat, cu ce haine a venit, ce face cu tare. Când stai de vorbă cu Dumnezeu și vrei ca Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciune, trebuie să fie o intimitate în care să fii tu și Dumnezeu. Atât. Asta a făcut Ezechia. S-a întors cu fața la perete și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu. Să știți că l-a mișcat mult modul acesta de smerenie. Sau smerenia aceasta care a avut-o Ezechia.
Mă gândeam la lacrimile pe care le-au vărsat, era împărat. Da, într-adevăr, de data aceasta era pielea lui în joc, am putea să spunem, nu mai era împărăția. Dar Scriptura, am găsit scris în Scriptură că mulți oameni s-au rugat cu lacrimi și lui Dumnezeu întotdeauna îl mișcă atunci când lacrimile sunt sincere. Trăim într-o societate și trăim chiar în vremea aceasta în care trăim noi, în care ni se spune că cine plânge e slab. Rar mai vezi lacrimi și în biserică. Eu mi-aduc aminte când eram mai mic și mergeam la biserică, aproape toate fețele celor care se rugau când se termina rugăciunea, îi vedeai, își ștergeau lacrimi și stăteau înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi. Lipsesc lacrimile în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ori aș vrea să vă spun că înaintea lui Dumnezeu, știi ce spune psalmistul? Psalmul 56 spune că tu numeri pașii vieții mele de pribeag, pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt scrise ele în cartea ta? Auzi, lacrimile care le verși înaintea lui Dumnezeu sunt scrise în cartea lui. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, învață-te să te rogi înaintea lui Dumnezeu și din când în când mai varsă și lacrimi, ca să-i placă înaintea Domnului. Este un mod de smerenie pe care, este adevărat, nu ne place. Nimănui nu-i place să verse lacrimi. Nu ne place, asta e adevărul, nu ne place modul acesta. Nu ne place ca Dumnezeu să ne strângă și Dumnezeu să ne aducă în împrejurarea aceasta în care să plângem. Nu ne preplace lucrul acesta, este adevărat lucrul acesta. Dar vreau să spun că întotdeauna lucrurile acestea ne apropie de Dumnezeu. Uitați-vă la Ezechia cum s-a apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a răspuns. Nici nu a ajuns Isaia în curte, s-a ajuns în curte și Dumnezeu a spus, auzi, du-te înapoi la Ezechia și spune că i-am lungit viața cu 15 ani. Dar Doamne, Tu mi-ai spus să prorocesc, să-i spun că acum va muri. Și Dumnezeu spune, du-te înapoi, am auzit rugăciunea lui și lacrimile lui. Nu-i rușinos să plângem înaintea lui Dumnezeu, nu-i rușinos să stăm înaintea lui Dumnezeu și din când în când cred că ar trebui să ne mai plângem viața, păcatele înaintea lui Dumnezeu, greșelile înaintea lui Dumnezeu. Să știți că, spuneam, e un lucru care aici pe pământ face parte din mersul nostru spre cer. Sunt mulți oameni menționați în Biblie care au plâns, de la Ezechia, Ieremia, un om care a plâns foarte mult înaintea lui Dumnezeu. Găsim scris în Scriptură că Petru, atunci când a căzut, a plâns cu amar, spune Scriptura. Pavel spune în scrierile sale că el a plâns. Domnul Iisus Hristos a plâns. A plâns și Domnul a plâns. A plâns la mormântul lui Lazar, a plâns în grădina Ghețismani, a plâns Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau să spun în seara aceasta că Dumnezeu cunoaște orice lacrimă care îți curge din ochi. Spune Scriptura că în Apocalipsa, că atunci când vom ajunge în împărăția Lui, El, Dumnezeu, va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Dar până atunci va trebui să plângem de multe ori. M-am gândit, Doamne, cum o să fie acolo? O să ia Domnul Batista, o să ia ceva și la fiecare dintre noi o să vină Dumnezeu celor care am plâns pe pământul acesta să șteargă lacrimile din ochii noștri. Astea sunt promisiunile Scripturii. Vreau să, în seara aceasta, să vă aduc, să închei cu gândul acesta. Să recapitulez ceea ce a făcut Ezechia. Frați și surori, vrem ca în vremea aceasta Dumnezeu să ne asculte rugăciunile. Amin? Vrem ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre. Vrem ca Dumnezeul nostru care este în ceruri să facă cu noi, cu generația care vine după noi, să scrie istoria așa cum a scris cu Ezechia. Amin? Să spună Dumnezeu, a fost în mansuie, în perioada din 30-40, o generație de oameni care l-a căutat pe Dumnezeu, o generație de oameni care s-a apropiat de Dumnezeu, o generație de oameni care a trăit în smerenie, o generație de oameni care au căutat cuvântul, care au căutat rugăciunea. Asta vrem să se scrie Dumnezeu și vrem Dumnezeu să scrie istorie cu noi. Amin? Dar pentru aceasta trebuie să avem templul curat, trebuie să facem curățenie, trebuie să facem ca Duhul Sfânt să locuiască aici. Apoi, să ne punem încrederea în Dumnezeu și nu în oameni, să nu trăim cu frică și în ultimul rând să trăim în smerenie și Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre. Amin.